După o ședință în care nu a fost cvorum, miercuri, membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare s-au întâlnit pentru a vota bugetul instituției. De această dată, în ciuda zăpezii care a dat peste cap circulația rutieră, au fost prezenți 35 de primari din 89. În pragul primăverii, șefii administrației publice locale au vrut să știe când va avea loc delegarea serviciului de salubrizare la nivel local. Cum răspunsul n-a fost cel așteptat, atmosfera s-a încins repede. Suntem foarte multe primării care suntem puse într-o situație, zic eu, imposibilă. Nu putem face contracte de salubrizare cu niciun operator, fiindcă niciun operator nu o să vină să investească în localitățile respective, iar după, să zic, după 3 luni, 5 luni, un an de zile, se spun, domnule, și dumneavoastră iați jucăriile, că eu sunt membru într-o asociație. De asta vreau să știu un termen, cât de cât, exact, plus minus 30 de zile, când va fi operațional programul ăsta pentru zona 1 și 3. Pe de o parte, o să înceapă controle în primăvară, de la controle de la Garda de Mediu, în ceea ce privește deșeurile pe cursurile de apă. Cel puțin, eu vorbesc de localitatea Frâncești pe care o reprezint, fiindcă există un contract, un operator, dar sunt contracte individuale. Datorită prețurilor foarte mari, oamenii au renunțat la respectivele contracte. Pe 31 ianuarie am stabilit exact completarea stației de compost. Și noi depindem de dumneavoastră, de autorități publice. Nu depinde numai de noi. Ca să nu vorbesc că am avut comunicări cu dumneavoastră și am încercat să... Se pare că depindeți doar de primăria municipiului Râmnicu. Nu doar de primăria municipiului. Au fost tocmai date din teritoriu, să știți. Tocmai mai devreme vorbim de un lucru. Adică eu chiar vreau să le discutăm pe față. Am discutat de doar situație de MP. Pentru zona 1-3. Discutăm de zona 1-3. Unde, teoretic, serviciul ar trebui să fie funcțional. Cel puțin ar putea începe... Eu ca și la prima documentație o primesc astăzi, în aceea zi o aveți și dumneavoastră. Părerea mea este cum... Spune. În iunie, iulie s-ar putea să fie gata. Când? Iunie, iulie. Ce să fie? Nu, eu am trecut când o să fie operațional. Dați-mi o dată... Operațional nu pot să spun pentru că v-am zis, partea de legare o face azi. Deci noi de nu spun ce date dăm către... Secunda a doua pe când primim de la dânsi, dar vedeți că mergem prea mult și pe mine mă iei prin surprindere cu iunie-iulie. Eu credeam că undeva în aprilie... Nu am să ne obligați și prin asociație să putem să încheiem contracte cu un operator. Nu se poate în ritmul ăsta. Ziceați de Garda de Mediu, vine instituția prefectului. Eu vă spun sincer, prima amendă pe care o să o primesc de la Mediu, dau asociația în judecată. Și eu la rândul meu dau consiliul județean. Prima amendă pe care eu o voi primi, în momentul, în secunda 2, voi da în judecată asociația și voi cere daune pentru așa ceva. Eu la rândul meu iar dacă vrea să considerați că noi ne ducem în fața cetățenilor și să le spunem povești, să, domnule, știți, până iunie s-ar putea, prin august s-ar putea, prin 2020 s-ar putea, prin 2021. Noi am făcut contracte cu o anumită firmă pe termenul până intrăm în această mare unitate și ei ce ne cer contractul redevență, nu vine niciunul cu redevență, pentru că ei spun că nu ies nici cu cheltuielile. Da, uite, vă spune domnul Lafiu, că chiar la timp s-a fost problema. Am avut și noi control de la Curtea de Conturi și Curtea de Conturi ne-a indicat că nu suntem să ieșim oricând din această asociație, să ne facem contracte localitatea cu o firmă de salubrizare, să ne vedem de treabă. Asta e soluția. Eu sunt sceptic în legătură cu termenul pe care l-ați anticipat aici de luna iunie sau nu știu ce. Eu am avut o discuție, cred că, cu domnul director Ionescu la sfârșitul anului 2016 și a zis, în octombrie, noiembrie, și a zis, domnule, până la sfârșitul anului se rezolvă delegarea serviciului. A trecut 2017, cred că trece și 2018. De ce nu vă asumați dumneavoastră ceea ce ar trebui să ne asumăm noi de fiecare dată la toate controlele, dă-ne un contract provizoriu cu o firmă, cu cineva cu care să știm, domne, facem contracte, știe toată lumea că le ducem acolo și când se termină treaba, intrăm cu ADI și mergem în continuare cu firma care câștigă acel contract de delegare. Nimeni nu a avut curajul să spună primarilor ce se va întâmpla cu gunoaiele din localități până la 1 iulie, când se va face delegarea serviciului de salubrizare. Între timp s-a votat nivelul cotizațiilor care, în cele mai multe cazuri, se încadrează între valorile de 2500-6000 de lei, în funcție de numărul locuitorilor. Acest aspect al populației a dat naștere și el la vii discuții, date oficiale datând de la ultimul recensământ din anul 2011, timp în care numărul locuitorilor a scăzut dramatic.